două spații. Două spații astea ți anunță că sunt trei probleme, că numărăm și pe asta de început. Deci pe noi ne-ar interesa spațiile care se creează, deci din scăderea ăstuia, scădem din ăsta, pe ăsta, pe primul, ne dă la scăderea asta un număr din, iată, 74 scăzut 67, mă dat pe 7. Întrebarea este, dacă totdeauna îmi dă cu un plus. Hai să ne ducem de aici. 67 minus 77. Cât ar fi fost la scăderea asta? 67 minus 77. 10. Scădem un 1 și se face 9. Și 9 acela îl împărțim în 3. Că noi din 3 în 3 sărim. Dacă sărim din 3 în 3, înseamnă că ne dăm seama repede câte spații am creat. Aici avem două spații goale și ca număr de probleme sunt 3. De ce? Unul în plus față de câte ori s-a cuprins 3 în 6. De două ori și plus 1. Acum, după ideea asta, fii atent, David, după ideea asta, să scădem, nu David, Mario, 119. Din 119, 119 scădem pe 67. 7. Și că faci, trebuie să mă adus, că eu sunt obosit și nu mai știu aici. 97 va da 2. Da. 1 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 6, 4 și cu 1, 5. 52. Ce am făcut de fiecare dată? Din rezultat am scăzut 1. 52 scăzut 1. Din cauza că nu se cuprinde de un număr exact de ori. 52 minus 1 face cât? 51. Și pe 51 ăsta îl împărțim. 51 îl împărțim la 3. Ia să vedem. Pare cât ar veni? 51 împărțit la 3. Păi dacă ar fi fost 30, ar fi mers ușor, nu? Da. Ar fi fost de... 7. Nu. 37. 37? Nu. Ceva cu 7, da. E prinsul 7. Deci 7. Dacă... Hai să rupem pe 51 ca fiind așa. 3. 51 egal cu 30 plus 21. 30 plus 21. Păi mă gândesc 30 plus 21. Și acum 30 plus 21 împărțit la 3 este egal cu 30 împărțit la 3 face 10. Și 21 împărțit la 3? 7. 17. Dar ce am spus eu? După ce facem împărțirea asta, la numărul care îl găsim aici, mai adăugăm un 1. Că și capetele să se opăt. Deci e corect. Și atunci, munca ta, 17 plus 1, egal 18 probleme. Foarte interesant asta, Mario. Da? 18 probleme. Muncind tu, ai ajuns foarte bine la problemă, dar să recunoaștem că ai avut șansa asta. Greșești. Nu, a avut șansa asta pentru că a fost un număr mic. A fost numărul mic. Dar să și greșească, nu? Și sigur că da. Unul la, se sară peste un număr, exact. Referat acolo. Deci, de aceea... Spune-mi ce... Observați o greșeală? Nu, nu înțeleg ce. Spune-mi, păi tu nu trebuie să spui asta. Spune-mi, te rog frumos. Mario. 52 minus 1. De ce a zis domn profesor? Tot timpul scădem prin. Asta, că am văzut noi la scăderea din 67, din 74 scăzut 67 și mă da 7. 7-le astea nu s-au împărțit exact la 3. Din cât în cât mergea. Trebuie să fie din 4, din 5, din cât? Saltul se face din 3, în cazul nostru. Din 3 în 3 în cazul nostru. Dacă s-ar fi făcut din 5 în 5, am fi împărțit la 5, da. Dar fiindcă 7-le astea nu se împarte la 3, primul care se împarte sub el mai mic la 3 este 6. Deci de aceea am scăzut eu pe 1. Deci, da? Primul care se împarte este 6. Și 6 împărțit la 3 2. Face 2. Și mi indică două spații. Adică
Aceste două spații antrenează, de fapt, trei probleme. Prima, că este de start, și cele două care urmează după saltul adăugat. Da? De aceea, după ce am înfățit pe 6 la 3, da, 2, 2 și m-am adunat 1 ca să spun că numărul de probleme... Erau 3 acolo. Erau 3 în total. Era 67, 71 și 74. Deci mai repetăm o dată, Iisus. Mă bucur foarte mult că mi-ai spus. N-am și înțeles. Mie trebuia să spui. Păi, profesore, să știi că vreau să mai insiști o dată. Mario, asta faci. Că de aceea suntem aici. Nu? Și eu acum știi bine și serviciul minunat l-ai făcut acum prietenilor noștri. Și urmăresc. Sigur că da. Acum, hai să recunoaștem. Eu am simțit aici nevoia să fac problema așa asta, pentru că mi s-a părut interesantă ca număr de probleme. Câte probleme avem aici? Câte variante? Câte variante. Câte variante putem organiza. Și aici tu ai făcut o muncă foarte bună, luând așa, plecând și le scriindu-le pe toate. Nu ți-a făcut, nu ți-a părut greu deloc. Dar dacă spuneam că sunt 47 de vile, ce o să faci acasă? Nu, la 47 de vile, cu 4 și pe cu 7, vezi ce numere îți dau. Numere... Na, da. Na, na. Îți dă, obții niște numere destul de mari. 7 ori 4, 7, nu știu ce fac acolo, să și tu, te luiți tu. Destul. Fac destul, sigur că da. Și pentru că te înșir cu numele acelea, cred că faci destule numere, ai descris, cum nu? Cum să-i cumpăr un pax de căreți. Așa. De aceea eu am venit cu șmecheria asta, pentru a-ți atrage atenția că din aproape în aproape putem ghici tehnica asta. Da. Da? Deci a fost interesant că eu nu m-am dus să spun de la 19, scădem pe 67, până scădem un 1 și 10. Și ți-am atras atenția luând din aproape în aproape. Este șmecherea aceea când se întâlnesc... 74 minus 67. 74 minus 67? Nu-i bine? 7? Nu, dar nu îmi da așa orice. De ce? De ce? Din 74, din ăsta. Eu m-am oprit aici, că știu că sunt 3 probleme. 3 probleme. 1, 2, 3. Da? Și de aceea, din 74, adică numărul din capăt, da. Am scăzut pe ăla din start. Da? Da. Și mi-a dat cât 7. Și am văzut că 7 nu sunt parte la 3. Din ce motiv am eu nevoie? Că din 3 în 3 am adăugat. Bine, sunt parte la 3,50. Deci împărțirea nu, vreau să împarte exact. Și atunci am scăzut pe 1 acela. Și mă da 6. 6 sunt 4 la 3 și îmi spune că sunt două probleme. Bine, sunt două probleme, dar și cu problema de start asta de început, este clar că avem 3 probleme. Pe urmă, m-am dus și am mers după tehnica asta, din numărul din capăt, 119, am scăzut pe ăsta de început, parcă s-a întâmplat ca și înainte, 74-67. Când a 52, am scăzut pe 1 ca și înainte. Și mi-a dat 51 și acum 51, l-am împărțit mai înainte pe 6 la 3. Îl împart pe 51 la 3. Și ca să meargă șmecheria, pe 51 am zis ca 30 plus 21. Și merge împărțit la 3, face 10 ori și 21 de 7 ori și 7. Da, pentru că e și ăsta din capăt. Data trecută când am împărțit la 3, mi-au dat numai două probleme ar fi. Nu, sunt 3 probleme, că sunt și problema de început. E și problema de început. Pentru că așa asta este o chestiune foarte frumoasă. Când numărăm câte numere dintr-un sunt, interval da. Sunt din 3 în 3, din 5 în 5. Uh-huh. Da? Din primul scădem pe primul, din ultimul. Exact. Pe primul. Și vedem acolo din cât în cât. Din cât în cât. Și dacă nu sunt parte la prima citire, la prima
scădere, nu se poate exact, atunci venim spre cel mai apropiat. De ce putem scădea? 1 sau 2? Uneori scădem și 2 dacă... Deci dacă era perfect, nu mai scădeai 1, ca să înțelegi și cu 1 ăla. Da. Deci dacă la scăderea asta îmi dădea 6, eram foarte fericit. Că 6 se împărțea la 3 și mi-a 2. Și mai adăugăm doar că încep cu numărul acela și mai adăugăm de 1. Că la scăderea asta, trebuie să vă spun că trebuie să-mi dea, fie se împarte exact 6, fie îmi dă 7, fie îmi dă 8. Da? 6, 7, 8. 9, de așa se poate la 3, să dea ciclu. Da. Și de aceea e problema foarte interesantă. O să mai insist la asta aici, că îmi place mai foarte faci. Tare. Îmi place foarte tare pentru că trebuie să pătrundim în ea, să ne să înțelegem. Și uite, tu ai făcut serviciu foarte bun, pentru că mi-ai atras atenția că e nevoie, eu m-am grăbit un pic, să recunosc. Eu trebuia să fac următorul lucru, să dau de aici la 67, la 77 ca să priceapă și mai bine. Adică, după ce am făcut pentru primele 3 și am văzut algoritmul, trebuiau să mă duc. Hai să vedem până aici câte probleme sunt. Sunt 1, 2, 3, 4. Hai să facem și scăderea asta. 77 minus... 77 minus primul. Mi-e de 67. Face? Și face 10. 10. 10 ăsta se împarte exact la 3? Se împarte la 3? Nu. Cel mai apropiat cine? Nici 7 nu s-au împărțit. Cine, cel mai apropiat de 10 care se împarte la 3, cine este? Este 9. De aceea, deci am scăzut 1. Din 10 ăsta am scăzut pe 1 și am obținut pe 9. Asta ai făcut-o? Da, vedem. Așa. Deci, din 10 am scăzut pe 1 și am ajuns la 9. Și acum, pe 9 ăsta care e deștept și se împarte la 3, de 3. Faci 3. Și înseamnă că e 3 probleme. 3 probleme. Dar fiindcă și cea de început este problema, corect, posibilă, atunci 3 plus 1, de ce? Fac 4 probleme. Și nu sunt 4 probleme? 1, 2, 3, 4. Dați-mi profesor, dacă aici dă exact? Dacă dă... La problema dă exact. La care? La problema? La 47 vile. La 47 vile? Da. Hai să facem, că dacă tu mă provoci așa, hai să facem la 47 zile, care e numărul maxim, numărul minim, da? Da. Foarte tare, uite. Uite, asta înseamnă că avansăm și că ne propunem. Da, dar cu câte numere? 3 numere aici? Tot din toate cu componența asta. Deci tot nu din 3. Aici. Scriem 3 numere sau 4? O să vedem cât ne vine vrei tu să scriem, dar dacă am ghicit tehnica, ne ducem deodată și facem. 3. Pornim cu primii 3, cu al 4 și până ne ducem la sfârșit. Te rog să mă ajuți acum, deci cu 47 de vile. 47 ori 7, 47 ori 4 egal 188. 47 ori 7 egal cu? 188. Sigur? Da. 7 ori 7. Păi, hai, nu mă ajuți, 7 ori 7. 7 ori 7. 7 ori 7, 4 ori și... 9 și 4 de țări. Și mi-a vrea să dați. Da. 4, 7, 7. 4, 7, 7. E bine, 180. Dacă este 40, de câte 7 ori 40, 40, 40, 40, nu, e mai mult de 100. Da. De 7 ori, de 40, 7 ori 4, 28, 280, cel puțin. Dacă ar fi 50, 50 ori 7, 350. Da, mai bine, 4.
Ori 4. Da, mă, că noi încercăm aici. Ori 4, corect. 4, 7, 28, hai te rog. 188. Da, corect. 188, bun. Asta număr minim, da? Și număr maxim, 47 ori 7. Hai să făceam lucruri diferite. Urmăream 329. Corect. 329. Deci, practic, problemele încep. Da, 188. Da. Prima. Apoi... 191. Apoi... 194. Da. 197. E bine? Că vei pune 3. Apoi... 200, nu? 200. Și așa mai departe, puncte, până la 329. Îți imaginezi tu cam câte numere scrie dacă ai vrea să le scrii la mână? 188. Sunt de multe numere. Nu, 197-188. Vrei să facem așa, da? Da. Deci 197 din 188 și la scăderea asta cât îmi dă? Da, 6. Sigur face 6, da? Da. Și... Sigur 6? Da, sigur. Nu 6. Alea... 7 din 8, nu se 9. Poate. 9. Face 9. 9. De data asta, 9 ăsta se împarte exact la 3. Deci nu mai scădem 1, nu mai facem nicio mișcare. Și deci... 9 ăsta împărțit la 3. Egal cu 3. Ar părea că sunt 3 probleme până aici, da? 3 probleme. 97, nu? Da. Dar sunt de fapt câte probleme? Sunt 4. Așa, una în plus după ce ai făcut împărțirea. Una în plus că este și prima. Că de fapt tu obții spațiile câți de-al de 3 adunat. 1, 3. Și acum... Adunând de-al de 3, de-al de 3, de-al de 3, îndată îți dai seama că ai obținut aici 4 probleme, da? 3 probleme și plus una de început. Deci, până aici sunt 4 probleme. 3 plus 1 egal 4 probleme. Dragule, dacă ne aduci până la 200, câte probleme ar fi? La 200? Ar fi 5 probleme. 5 probleme. Și dacă scazi din 200 pe 188? Vă da 12. Care se împarte exact la 3 și fac 4. Și cu încă una care de început, 5 probleme. Cum afli tu acum până la sfârșit câte probleme sunt? Cum? Păi cum ai făcut până acum cu 3? Doar că te duci la ultimul număr. Din ăsta, din capăt. 329 minus 188. 329 minus 188. Va da 1. 1. Da, 9 și ceva, dacă scade 1 la unități, el așa. 2 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. 2 și 4. 2 minus 1, 1. 4. Așa? Și 2. 1. Și 1. 141. Acum, pe 141 ăsta, în câte îl împărțim? Îl împărțim la... 47? Nu. Nu, îl împărțim la cât e saltul, din cât în cât creștem noi. Împărțim la 3. La 3, sigur că. Împărțim la 3, nu se poate. Hai să vedem. Vom face 100 plus 40 plus 1. Așa putem face, dar mai putem face și... 120, mă gândesc să fiu așa. 12 se împarte la 3, nu? Da. 12 se împarte la 3? Da. Hai să zicem 120. 123. Plus 21. 21. Și acum... 21 se împarte la 3, 21 se împarte la 6. Deci vezi tu, ce-am făcut eu? 14... Cel mai aproape număr care se, e aproape de 14 și se împarte exact la 3, 12. Dar noi înseamnă că gândim 120. Că suntem la cifra sutelor și zecilor. Deci 120. Și acum cât mi-a mai rămas la scăderea aceea? Mi-a rămas 21. Perfect.
Și acum zic, 120 împărțit la 3? 120 împărțit la 3 este egal cu... Este egal cu 2... 40, sigur că da. 40 plus 7 egal cu 47. Exact. Și fac 47. Și la 47... Și ca număr de probleme, cum am găsit mai înainte, am mai adăugat încă una, la numărul de probleme egal cu 47 plus 1 egal cu 48 probleme. Asta trebuie să fie neapărat ca să poată să fie grea. Da? E foarte șmecheră asta, nu? Deci ai văzut? Spuneam, poți să-ți duci în parte exact. Da. Poți să-ți dea... Exact cum s-a întâmplat aici. Poți să dea acolo, să scazi un 1 sau scazi 2 numere. Să restul împărțit la 3 acolo. E cauza asta. Dar nu putem să-i spunem degeaba asta. Numai că el a sesizat un lucru. Să știți că aici, la, de data asta, la scăderea aceea, se împarte exact. Exact. Deci am mai chinuia, noi ți-i explicăm, deja ai spus. Da, se sesizați asta și să știți că se va împarte da, exact. Da, foarte bine. Și acum a înțeles că nu totdeauna se scade 1-1. Dacă se împarte exact, avem bani. Mai da? Nu mi-e cazul. Uh-huh. Dar și... de adunat tot timpul, Mario, trebuie să adunăm pentru că este prima. Asta e. Deci de adunat plus 1 ăsta pentru că am sesizat noi că și prima problemă... Exact, o luăm. Noi calculăm spațiile, creșterile. Câte creștere am făcut acolo din 3 în 3? Una, două, trei. Dar e plus 1. Ca și cum ai zice, din 10 în 10 centimetri, cât ar trebui cu cultivi într-un metru liniar? 11. Că este primul și ultimul în partea același. Din cauza asta, unul mai mult. Așa încât... aici la Prof Online pornim problemele acestea interesante și ce vreau eu să spun, Mario, ești în stare să mă provoci? Deci, mă rog, la 3 plus 1. La 3 plus 1? Da. Tocmai. Avem că este 188. Așa. Este aceea problemă care... Răspun sigur, da? Răspun asta e. Asta e. Și așa și acum, când am scăzut din ăsta, pe ăsta, pe ăsta primul, da. Eu dat. Ce mi-a dat mie? Am făcut împărțirea asta. Tot exact asta. Ne-a dat, ai văzut? Da. Tot exact. Exact cum mă duc. Mai bine așa șapte. La oricare două numere te duce de aici, de undeva, dacă îți scrii și când îți caz, îți dă un număr exact care se împarte exact la... Și la 200, dacă am mers, ai făcut calculul, ne-a dat fix 4 plus 1, 5. Da. 5 împărțiri. Sunt 5 probleme. 5 probleme. Da. Deci a fost destul de frumoasă problema așa asta. Vrem de fiecare dată, plecând la niște probleme de aici care le găsim noi, noi putem să le complicăm, să facem probleme mai interesante. Am să spun, da, tu să faci numărul de probleme la, să spunem, 68 vile. La 68 vile. Tot cu 40 cu 7. Da? Are antrenamentul de aici, să mergem așa. 68 vile. Vreau să vă spun o chestiune foarte interesantă. În state, la deci copiilor, mă rog, acei copii care au prins selecția aceea, s-a făcut o selecție de vreo 5.000. Da. Din 5.000 de copii s-a făcut o selecție de scos 100. Acea 100 a fost împărțită pe clase, pe 20 de copii. Dar o materie foarte interesantă este asta să inventeze ceva. Cercul de inventică. Și asta înseamnă că e, mă rog, pe perioadă, în povestea fiică mea, pe o perioadă de, dacă e ca și un obiect al, care, la care se, mă rog, elevul are libertatea să creeze ceva, să inventeze ceva care n-a mai fost făcut. Și el este antrenată întreaga familiei. Ei știu asta. Că în spatele copiilor stau și părinții care spun mintea la treabă și împreună trebuie să facă ceva, să inventeze ceva. Și dacă se duc, dar de fapt cel care conduce are destul de multă imaginație și de-a lungul timpului știe
proiectele care au mai fost făcute, spune, asta e făcut de așa. Știu. Asta e făcut altceva, altceva. Până când vin cu o chestiune. La ea, dar vine și cu prototip. Deci nu numai că își imaginează, hai să zicem, își imaginează un sistem sau așa care să lustruiască pantofii, zic și eu. Ei, asta se gândesc așa, băi, cum aș, ca să fie ușor, n-aș vrea să dau cu pielea pe deasupra eu. Să zic, bag într-un piciorul încălțat, într-un sistem acolo și dau eu cu piciorul de două ori și pe interior să fie ca o piele să poată să mi se facă lustruirea pantofului. Sau știu eu, tot felul de șmecherii de cea mea. Iar după ce s-a terminat, ai venit cu un proiect, cu un prototip, tot, un alt și un alt și așa, toată perioada asta, se fac de aici, dezvoltarea părții creative. Da, deci asta înseamnă, mai ce, șablonizare, dă-i cu plus, minus, minus, plus, nu știu ce. Dar, iată, dacă muncim aici, acum, și el înțelege, nu neapărat din prima, dar ușor mecanismul îl înțelege, exact. Și că din trei în trei, păstrăm problemele astea. Am găsit o situație când a trebuit să scădem unul. Nu știu, s-ar putea aici să scădem pe doi. Da. Sau s-ar putea chiar pe unul. Nu, pe trei nu. Pe trei, împărțirea la trei. Se împarte la trei. Se împarte exact acolo. 4 înseamnă un 3 și un 1. Un 3 și un 1. Dacă e 3, de azi o și de restul 1 acolo. La 1. Deci, aceste lucruri făcute, ușor, ușor îi putem trage pe copii spre latura creativă, spre care eu tot... Vorbesc mereu. De care tot vorbesc mereu și tot spun că acei 5-10% oameni care s-au ridicat acolo și au neliniștea asta continuă de a crea ceva, Noi trecem de multe ori pe lângă niște lucruri care nu ne atrag atenția, nou, noi cei obișnuiți. Dar cei care sunt cu partea asta, creativă, în sânge, hai să zic așa, bine dezvoltată, ei văd altfel lucrurile. Da? Și atunci, proful online își propune, de fapt, prin aceste probleme, să atragă atenția asupra posibilității ca, iată, matematica, să o putem folosi pentru dezvoltarea latrei creative. Așa cum dezvoltăm imaginația la pictură, prin desen, prin tot felul. Deci, asta mă frământă foarte, foarte mult și îmi doresc mult de tot ca lecțiile să nu fie o rutină de asta. Facem așa, rog, partea mecanicistă, gândirea șablonizată, ci asta în care să ne punem întrebarea. De ce? De ce așa? De unde asta? De unde dar de ce este așa? Și uite, aceste întrebări, vreau de fiecare dată să-i pui. Dar fii atent, vreau să fiu mai rău cu mine. N-am înțeles așa. Aici, nu vreau să mă explic încă o dată acolo. Știi de ce? Că îmi place foarte tare. Mie îmi place foarte tare. Momentul în care tu îți pui întrebări, să le pui cu voce. Eu nu știu de ce scădem acolo. Care a fost șmecheria? Iată că acum ai înțeles bine, după ce scădem, aici s-a împărțit exact, dar zicem plus 1 ca număr. De ce plus 1? Că e și începutul, peste tot. Dacă nu puneam plus 1, am fi obținut 47 probleme. Dar sunt 49. Exact. 49. 48. 47 și 1. Așa, dragi, ne oprim aici. Spunem că din nou am o colecție foarte frumoasă. Mai venim cu chestiuni de astea, de prin gazetă, că de fapt sunt probleme care ne inspiră spre alte exact. Probleme. Noi ne agățăm de cele le facem, dar nu ne mulțumim doar să le facem, ci încercăm să facem mai mult. Dar ce spunem acum, Maria? La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Profo. La revedere! La revedere, dragilor!